Soții din Dondușeni, împușcați chiar de tatăl bărbatului, au fost internați aseară în stare de șoc la Spitalul Raional Iedineț. Femeia a fost rănită în abdomen. Ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale și se află în stare gravă. Soțul acesteia a fost împușcat în antebrațul stâng și va fi operat mâine. Bărbatul, care a tras în nora și fiul său, este căutat de poliție. Vecinii povestesc că tatăl și fiul au revenit recent din Cehia, unde au muncit mai mult timp împreună. Nimeni nu știe care ar fi fost motivul ce l-a determinat pe făptaș să ia arma și să tragă în cei doi soți. Incidentul s-a produs aseară sub ochii îngroziți ai celor doi copii minori ai cuplului. Am auzit împușcătură. Pentru că are Iura pușcă, are Serioja. Mai băieți, Doamne ferește, da, Doamne, eu zic că plâng, vedeți că ochii ne sunt buzi. Plâng, măi, da, Doamne, și la dușmă în minte, Doamne, că nu știu și ne sunt dușmă în și ea. Dar cât împușcătură ți-a auzit? Eu am mutat o împușcătură, dar acolo Dumnezeu știe ce-o mai fost, că n-aș azut să ascult și... Parcă am auzit o împușcătură numai. Mai mult nimic n-am auzit. Și vorba așa era, vorba, copii, parcă plângeau și... Rest, nu știm nimic. Pe urmă seara am aflat, mai târziu, că la noi nici nu se vede, vedeți unde trăim. A fost împușcătură, ia că așa am auzit eu. Restul... Dar îl cunoașteți pe bărbatul care a împușcat? Da, nu departe trăiești. Om, parcă era la locul lui, cine știe. Primarul localității are doar cuvinte de laudă despre această familie și nu-și poate explica cum s-a întâmplat una ca asta. Feciorul este un băiat de treabă, soția lui a lucrat la grădiniță, acum este în concediu de maternitate, este o familie bună, nu s-a auzit nimic niciodată de dânsii ca să fie probleme sau să fac probleme în sat. Sunt satul îi știe, se comportă frumos față de sătenii. Chiar mă miră faptul ce s-a întâmplat aseară. Medicii spitalului din Iedineț spun că ambii soți au ajuns la ei în stare de șoc. Cel mai mult a avut de suferit femeia de 32 de ani, care a fost rănită în abdomen. Persoanele au fost internate, o persoană în secție chirurgie, cu leziunea antebrațului stâng, cu plagă perforată în regiunea abdomenului, localizarea de stomac, intestin subțire. A fost supusă intervenție chirurgicale, la moment stare grav stabilă. Altă persoană a fost internată în secție de traumatologie, cu o leziune antebrațului stâng, care va fi supus intervenții chirurgicale mâine pentru extragerea glondelor. Poliția a inițiat o anchetă și urmează să stabilească unde se află acum bărbatul de 64 de ani care a comis crima, dar și care este proveniența armei pe care acesta o deținea ilegal. Oamenii legii au refuzat să ofere detalii. Am toate întrebările ofițer de piesă. Măcar spuneți, îl caută poliția la moment, l-au găsit. Nu îl caut. Amintim că tragicul incident s-a produs aseară în jurul orei 20 în satul Țaul, Raionul Dondușeni.